la temperaturi înalte, corpul este supus unui stres canicular mare și atunci noi trebuie să facem eforturi să scădem temperatura organismului ca să putem să avem o viață normală. Ca să putem să scădem temperatura organismului, trebuie să încercăm să ducem un stil de viață cât mai sănătos, care ar trebui să-l ducem oricum pe tot parcursul anului, mai ales în perioada asta. În primul și în primul rând, ar trebui să evităm să ieșim afară din casă în perioada asta, între orele 11 și 18, timp în care soarele arde rău de tot și nivelul temperaturii e cel mai ridicat. Dacă chiar trebuie să ieșim afară din casă, să purtăm haine cât mai lejere, de culoare deschise, de fibră naturală și neapărat să ne acoperim capul. Neapărat. Pe parcursul zilei să facem niște dușuri călduțe, cât de des putem, și să evităm să ne ștergem în totalitate de apă. Să lăsăm să ne hidratăm un pic și din exterior. Bineînțeles, adevărata hidratare se face din interior, adică noi trebuie să consumăm foarte multă apă. Ce înseamnă asta? Minim 2 litri de apă pe zi, în funcție și de câte kilograme avem. Și bineînțeles o bem fracționat, nu toată odată. Bine ar fi să bem un pahar de apă sau echivalentul lui la 15-20 de minute, să avem plaje cam toată ziua. Și în afară de apă mai consumăm și alte lichide. Lichide, nu lichide carbogazoase, sucuri răcăritoare sau alte sucuri cu adaus de zahăr. Când zic alte lichide, mă refer la sucuri naturale din fructe și legume, care ar fi bine să le preparăm la noi acasă, să nu punem niciun fel de adaus, am zis, de zahăr sau ceva. Și în afară de sucurile astea mai consumăm multe fructe și legume crude. Noi suntem ființe vii, trebuie să ne hidratăm și să consumăm în general alimente vii. Care sunt alimentele vii? Fructele și legumele crude. Aceste fructe și legume sunt foarte importante să fie și de culoare roșie. Adică în perioada asta ar fi bine să consumăm rodi, să consumăm prune, să consumăm zmeură, afine, pepene roșu, pentru că ăștia sunt antioxidanți puternici și ne ajută nouă foarte mult organismul. E adevărat că nu numai cele roșii, de exemplu, e foarte indicat să consumăm castravete. Castravetele are 95% apă și asta ne ajută foarte mult, da? Și sucuri făcute din castraveți, din evităm cât se poate de mult alcoolul, până la deloc. Alcoolul nu ne ajută cu absolut nimic, inclusiv berea și vinul, cum lumea crede, bea o bere rece. Nu, nu e deloc indicat, deoarece favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Păi, nu ne ajută cu nimic. Evităm, am zis, și băuturile cu conținut ridicat de cafeină, proteine mai puține și dintre proteine așa putem să consumăm iaurt. Iaurtul este extraordinar de bun, adică o porție de iaurt ne poate hidrata ca un pahar de apă și este și foarte hrănitor pentru organism. Cam asta ar fi și important, nu consumăm mai mult decât ne trebuie. Niciodată decât atât cât ne trebuie și multe, multe lichide în perioada asta. Cât de indicată este limonada în zilele caniculare? Este indicată, este făcută lămâie, apă, adică lămâia este un fruct citric care conține multă vitamina C și ne ajută foarte mult. Dar tot la fel, puțin adaos de zahăr în ea, adică mai mult limonada cu mai puțin zahăr, dacă s-ar putea mai spre deloc așa. Cea cu miere e mai sănătoasă? Da, mierea e mai sănătoasă decât zahărul, dar și ea de fapt conține, e tot un zahăr. Nu încercăm să evităm, inclusiv mierea în cantitate mare. Că punem o linguriță de miere la o limonadă, nu-i nicio problemă, dar nu în cantitate mare. Nu bem miere cu limonadă, o limonadă cu un pic de miere pentru gust acolo. Inclusiv dacă stăm înăuntru și stăm în aer condiționat, lăsăm să fie o temperatură cât mai aproape de temperatura normală. Temperatura normală într-o incintă ar fi undeva în jur de 20-22 de grade.
acum putem să o chiar creștem cu, cu câteva grade, nu lăsăm aerul condiționat pe 16 grade cum se poartă și după aceea ieșim în căldură, că n-o să ne fie bine. Adică trecerile astea de la foarte cald, de la foarte frig și invers, nu ne ajută cu nimic.